situația. Deci am scuze că am întârziat personal din cauza mea, dimineața mai fost la un program, s-a prelungit puțin acolo, am vrut să mănânc și eu ceva și am plecat puțin mai târziu de acasă. Mulțumesc Domnului că suntem împreună în seara aceasta și spun toată inima, slăvit să fie Domnul! Amin! Sunt cântarea și am cântat-o împreună cu biserica, toate le-ai creat pe toate mâna ta le ține, acesta este Dumnezeul nostru. Când eram în groapă nu puteam să cântăm, nu puteam să cântăm, ne chinuiam acolo jos, dar Dumnezeu și-a întins o mână, ne-a scos din groapa pe ei, din fundul mocirii, ne-a pus pe stânga și în gură o cântare nouă pentru Împăratul Slavei, pentru Dumnezeu. De aceea, haideți să lăsăm orice alt gând, orice altă preocupare la o parte, să ne unim cu toții și pentru început să lăudăm acest Dumnezeu mare, care minte toată lauda. Spune cântarea, tu din vântul fasului, tu ai înălțat munții, Doamne, lăudat să fii faci din flăcări slujitor, totuși ploaie, totuși nori mari ești, Sfânt Creator, El cheamă lucrurile care nu se văd și apar ca și cum ar fost dintotdeauna. El spune un cuvânt și lucrurile iau ființă. Acesta este Dumnezeul nostru. Amin. În aceste momente îi cântă cerul, îi cântă natura, toate lucrurile care le-a creat Dumnezeu laudă și aș dori noi care suntem creația lui Dumnezeu, suntem opera de artă a lui Dumnezeu, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, să le întrecem pe toate aceste lucruri care îi laudă și să-i cântăm din toată inima, numai cu vocea și cu inimile, cu sufletele noastre. Deci, haideți să ne unim cu toții, dacă mă poți ajuta sus la proiecție, cu această cântare să o cântăm din toată inima. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Amin.